Cam așa arată filtrul curățat. Ce nu am putut să scot a fost urmele de rugină. Deci, în el am găsit scame și două monezi. Probabil și-au înfundat filtrul și de la monezi a ruginit filtrul. Am curățat foarte bine cu o perivuță de dinți. Am scos toate scamele, toată mizeria din el, dar a rămas rugina. Rugina nu știu cu ce să o scot de pe filtru, dar îmi puteți lăsa în comentarii cum pot îndepărta rugina de pe filtru de apă. Rugină ce s-a depus în urma vreo 3 ani de când e cumpărată mașina și cu ce substanță să pot scoate rugina de pe plastic. Na. Acum o să montez înapoi filtrul. Foarte simplu. Se bagă în cuvă în locul său. După care se închide capacul filtrului. Și cu asta se încheie prima parte, cea mai importantă operațiune, curățarea filtrului de apă. După care treceți la partea a doua, să curățați aici în spatele mașinii, este filtrul prin care intră apa. Pur și simplu deșurubați șurubul, vedeți dacă are ceva impurități pe filtru, le curățați cu perivuța de dinți și cam atât. Înșurubați înapoi. Îmi cer scuze pentru imagine, lumina este foarte proastă, nu am blitz la tabletă și am filmat în consecință. A treia, cea mai importantă fază este curățarea locașurilor unde se pune detergent atât lichid cât și solid, granule. Se închide cuva. Pur și simplu se ridică. Și puteți vedea aici să curățați toate impuritățile. Și bineînțeles și cuva se demontează. Cam așa arată cuva. Trebuie curățată. De obicei, sunt depuneri de detergent solid, adunate în timp, întărite. Se freacă, se lasă la muiat în apă caldă, fierbinte, după care se freacă cu periuța de dinți. Aceasta se demontează în două, nu pot acum fiindcă o țin într-o mână, dar se trage partea superioară și se desface simplu în două părți. După ce ați curățit-o, simplu se montează la loc. Și cam asta e. Vă mulțumesc și o zi bună, la revedere!